Cu numai 3 zile înainte de marea sărbătoare pascală, târgurile agroalimentare din județul Mehedinți rămân închise. În aceste condiții, cetățenii vor putea mânca carne de miel decât din supermarketuri sau din alte locuri autorizate. După mai bine de jumate de an în care actualul guvern a decis să țină târgurile închise, situația nu se schimbă nici în perioada de Paște. Deși cele mai multe târguri sunt organizate în aer liber, autoritățile au preferat să împingă pe cumpărători spre spațiile închise, acelea fiind supermarketurile, care sunt arhipline. Poliția sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor în această perioadă ajută cetățeanul ca de fapt de fiecare dată și în fiecare zi din anul în curs prin a susține și a avea un produs sigur de origine animală și non-animală pe masa, acum vorbim de masa de Paști. În această perioadă toate produsele care ne sunt utile le găsim în marketurile și supermarketurile de la noi din județ, care sunt unități autorizate sau înregistrate sanitar veterinar, iar cetățeanul, cum fac de fiecare dată această recomandare, îl îndemn să cumpere din aceste unități, unde sunt unități controlate și pot cumpăra un produs sigur, așa cum am spus, fie de origine animală, fie de origine non-animală. Carnea de miel o putem achiziționa în acest an, ca și anul trecut, numai din aceste unități înregistrate, deci marketuri, supermarketuri, hipermarketuri, măcelării și carmangerii. Crescătorii de animale spun că au fost lăsați de izbeliște, iar autoritățile guvernamentale nu fac nimic să-i ajute, mai ales că pandemia de coronavirus a schimbat din temelii o mulțime de reguli care privesc sacrificarea. Din păcate, o tradiție de a ne cumpăra mielul în viu, sacrificat în fața clientului, ne referim aici la spațiile autorizate temporar, sanitar, veterinar, nu a putut fi acordată această autorizație, fie ea și temporară, ca urmare a unei hotărâri comune cu autoritățile locale, în care s-a discutat această problemă, s-a ținut cont de legea 515/2010, care e transpusă în hotărârea de guvern 432/2021, unde este interzisă activitatea târgurilor. Așa că târgurile agroalimentare vor rămâne închise, deși sunt printre locurile în care probabilitatea de infectare cu COVID-19 este scăzută.